șase. Și dacă faci o piruetă, bună. Învârte-te, asta, învârte-te. Are un fel la Marilyn Monroe, așa. Un pic, dar are niște crăpături destul de... Nu le-am văzut. Păi trebuie să învârtă. Învârte-te. Dar trebuie să o lasi să învârte. Îmi place Negru Simplu, întotdeauna mi-a plăcut. O piesă de care nu are vârstă, practic. Chiar... O poți purta oricând. Negru... Mătase, nu? Mătase, mătase. Ai simțit? O piruetă, te rog, așa, mulțumesc. O piruetă ca să vedem... Ce bine se decupează blondul pe negrul mătăsos. Totdeauna. Nu, am zis bine. Totdeauna. El sesizează tot timpul detaliile. Aflăm imediat. Florin este foarte atent la detalii în general, dar mai cu seamă atunci când este vorba de prezentările. Păi îmi place și lungimea, îmi plac și tocurile, îmi plac și accesoriile chiar dacă n-are. Nu le vezi undeva, sunt. Cercei simpli la așa și... Și culoarea părului. Și ce? Doamne ajută, pumelule! N-aș putea să te însoțesc acolo, că ar trebui să cobor cu tine și trebuie să... Mai am jumătate de oră din emisiune. Termin repede emisiunea. Eu cred că ție îți place modelul, Florin. Îmi place rochia, aș vrea să iau să încerc. Modelul de rochie am vrut să spun. O rochie din brocard. Știi că ești preferata mea. Care veni și această țesătură. O rochie din brocard acum. Unghi inversat, specific anilor 80. Hai, alege acum. Te mai uita așa la mine. Vreau să cânt, îmi place prietena ei. V-am zis că am lansat la piesa asta. Se potrivește perfect contextului de astăzi. Cred că îi cam place și ei. Și important e că sunt trei. Asta este. Ce alegi în am să aleg pe negru. Ți-am zis că merg pe negru. Și eu tot pe negru merg. Păi ce facem aici? Alegem amândoi negru. Păi eu la susținere. Once you go black, you can never go back. De ca să înțelegi de la mine. De asta mi-era frică. Deci concluzie. Ce purtăm în toamna asta? Imprimeuri florale. Da? Mult negru. Negru, camel. Merge foarte mult și în zona de imprimeuri. Verde oliv. Oliv.